Ministrul ucrainean de externe pune presiune pe Germania. Dmitro Kuleba a îndemnat Germania într-un interviu să accelereze livrările de muniție și să înceapă pregătirea piloților ucraineni pe avioane de luptă occidentale. Dmitro Kuleba a declarat pentru jurnaliștii de la Bild că lipsa de muniție este problema numărul 1 în încercarea Ucrainei de a respinge invazia Rusiei. Oficialul mizează pe promisiunile făcute de producătorii germani de arme că sunt gata să livreze, dar că așteaptă ca guvernul să semneze contractele. Kuleba a precizat că nu se așteaptă ca aliații occidentali să ofere curând Ucrainei avioanele de luptă pe care aceasta le solicită, dar a spus că piloții ucraineni ar trebui oricum să fie instruiți, astfel încât să fie pregătiți o odată ce această decizie va fi luată. Dacă Germania ar antrena piloții ucraineni, ar fi un mesaj clar al angajamentului său politic, a spus el. Separat, Culeba a declarat că Ucraina va continua să apere orașul Bahmut, care a fost în centrul unui atac rusesc în ultimele șase luni. Dacă ne-am retrage din Bahmut, ce s-ar schimba? Rusia ar lua Bahmut și apoi și-ar continua ofensiva împotriva soviar, astfel încât fiecare oraș din spatele Bahmut ar putea avea aceeași soartă, a declarat Culeba.